Fundația RCE Speranța Copiilor din Arad este o organizație non-guvernamentală privată ce desfășoară diverse activități de protecție a drepturilor copilului, de asistență și suport a diferitelor persoane aflate în situații de criză. Fundația creștină RCE Speranța Copiilor a plecat prin viziunea unor frați americani cu 21 de ani în urmă. De atunci, viziunea noastră a fost adaptată pentru că țara noastră era în tranziție. Întotdeauna am încercat să luăm și am avut în atenție copiii în orice situație se aflau ei. Ori erau abandonați, ori erau instituționalizați, ori se aflau pe stradă, ori se aflau în familii sărace cu nevoi mari. Am încercat să creăm programe pentru a restaura viețile acestor copii și implicit a familiilor din care făceau parte sau celor care nu aveau familii să le găsim familie. Primul nostru scop este ca să fim o mărturie creștină pentru comunitate și pentru cei care ne privesc. Din principiu, orice persoană care vine să ceară ajutor la Fundația Creștină RCE Speranța Copiilor este ajutată cel puțin o dată. Dacă se întâmplă să vină a doua oară după ajutor, atunci, prin programele noastre, încercăm să cunoaștem familia și să încercăm să creăm un program de ajutorare pentru restabilirea normalității. Fundația a crescut odată cu trecerea timpului, deoarece împlinirea unor nevoi a atras atenția liderilor asupra altor nevoi impuse de etapele noi prin care au trecut copiii abandonați cu nevoi speciale pe care fundația îi avea deja în evidență. Dacă în urmă cu 18 ani am reușit prin Departamentul de Plasamente și Adopții Naționale să plasăm copiii în familie, dar nevoile de educație, de sănătate, de creștere, de incluziune au continuat. Și astăzi vă mărturisesc că după 20 de ani de muncă am copii care în urmă cu 20 de ani au fost plasați în familie, între timp au terminat liceul, facultatea, s-au căsătorit și astăzi sunt colegi cu noi. În cadrul Fundației RCE Speranța Copiilor au fost demarate numeroase proiecte prin care se urmărește stabilirea unei continuități referitor la împlinirea nevoilor sociale, emoționale, medicale și religioase cu care copiii abandonați cu dizabilități se confruntă în fiecare zi. Programele pe care astăzi Fundația Creștină RCE Speranța Copiilor le derulează duc la împlinirea misiunii noastre și anume facem ca milostenia să lucreze prin prevenirea sărăciei, reintegrarea copiilor abandonați în familie și asigurarea unei îngrijiri complete copiilor cu dizabilități abandonați. În scopul acesta avem un departament de prevenție, un departament de caritate, care lucrează cu familiile care sunt într-un risc financiar, social sau de abandon pentru prevenirea sărăciei, pentru prevenirea abandonului școlar și abandonului familial. Colegii mei lucrează în acest departament și încearcă să ajute și să aducă ajutor în familie pentru ca familia să rămână împreună. Avem un centru de plasament pentru copii cu dizabilități, Centrul de Plasament Orhideea, unde oferim adăpost, este locuința celor 30 de copii abandonați cu dizabilități și încercăm să creăm o viață normală. Sigur că încercăm să creăm un cadru creștin pentru educarea, creșterea și recuperarea lor. Școala specială Rază de Soare a fost destinată și deschisă în mod special pentru copiii abandonați, dar datorită progreselor și rezultatelor pe care le-a obținut, am deschis ușa și către comunitate. În prezent, 54 de copii, 20 din instituțiile noastre și 34 din comunitate, primesc educație. Prin Harul lui Dumnezeu, această școală, în 2013, a primit acreditare de la Ministerul Educației și Învățământului pentru ciclu primar și preșcolar și astăzi suntem recunoscuți și funcționăm ca și școală specială creștină privată. Avem un departament care se ocupă de găsirea, identificarea familiilor pentru ca acești copii să fie plasați în familie, în comunitate. Dorim ca acești copii să crească într-o familie, într-o comunitate, să ducă o viață normală, care de multe ori înseamnă și lipsuri și nevoi. Copiii aceștia să crească într-o biserică locală unde merge familia, biserica să mijlocească rugăciune, să-i accepte și să-i integreze social. Fundația RCE Speranța Copiilor contribuie zi de zi la schimbarea a sute de vieți aflate în dificultate, iar în cei 20 de ani de activitate s-a obținut un bilanț destul de generos. Prin Harul lui Dumnezeu, astăzi în Fundația Creștină RCE Speranța Copiilor lucrează 84 de angajați cu normă întreagă. Tot personalul este calificat pe postul pe care îl ocupă. Serviciile noastre sunt acreditate și licențiate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Lucrăm în colaborare cu autoritățile locale,
avem un parteneriat în derulare cu peste 20 de biserici locale din oraș și din județ. Avem un număr de peste 300 de familii care sunt în programul de prevenție și ajutorare în fiecare an. Prin harul lui Dumnezeu, în ultimii ani, peste 200 de copii în fiecare an au fost trimiși în tabere creștine pentru a duce o viață normală și pentru a recompensa eforturile pe care copiii le fac în a fi buni în învățătură. Peste 94 de copii au fost plasați sau dați în adopție în ultimii 20 de ani. Peste 24 de copii cu nevoi speciale au fost plasați în familii. În fiecare an, între 500 și 800 de copii sunt atinși de unele din programele fundației spre a ajutora, spre a îndemna spre educație, burse școlare, abonamente, facilități în tabără sau pentru a împlini nevoile lor personale sau educaționale.